Marile Mistere. S-au împlinit anul acesta 70 de ani de la moartea lui Stalin. Personaj sinistru despre care aș fi preferat să nu vorbesc, dar cine uită istoria riscă să o repete. E chiar pe cale să se întâmple dacă ne uităm la admirația pe care unii continuă să o resimtă, deși Stalin are pe conștiință 25 de milioane de morți. Și rămâne totuși cel mai popular lider pentru ruși. Ar fi trebuit să încep cu ascensiunea, cariera și viața tiranului roșu, dar pentru că îi celebrăm moartea, voi începe cu sfârșitul. Mai întâi, în acest început de an 1953, Stalin nu mai e la prima tinerețe. Are deja 73 de ani, devenise paranoic, este uzat și acrit. Ca să vă faceți o idee, când se duce în dacia sa de lângă Moscova, la Kuntsevo, fostul palat al prinților Orlov, are mai multe mașini identice și nu știe niciodată în care dintre ele se află. La masă cere să-i se guste fiecare fel de mâncare, de teamă să nu fie otrăvit. Ba chiar pretinde ca hainele să-i fie încercate de cineva înainte de a le îmbrăca el însuși. La Kuntsevo dispune de 4 camere absolut identice, care sunt fiecare pregătite să-l primească în orice moment și nu se știe niciodată în care din cele 4 va dormi. Porțile dormitoarelor sunt blindate și se închide el însuși din interior ca într-un bunker, comunicând cu aghiotantul său prin telefon pentru a cere un ceai sau un pahar de vodcă, deși din cauza problemelor de sănătate bea mult mai puțin. Revenind la circumstanțele morții lui Stalin, există o versiune oficială și tocmai de aceea țin să vă spun că moartea lui Stalin rămâne una dintre cele mai mari enigme ale istoriei recente. O să încep povestea cu câteva luni înainte de evenimentul care ne interesează azi. Octombrie 1952. Congresul 19 al Partidului Comunist, 1500 de delegați îl aplaudă minute în șir, fiecare temându-se să fie primul care se oprește din omagiu. Altfel, toată lumea se așteaptă ca șeful suprem să-și desemneze succesorul. Analiștii și observatorii străini se gândeau fie la Malenkov, fie la Hrușciov. Dar, dimpotrivă, în loc să se retragă, Stalin ia măsuri care îi întăresc și mai mult autoritatea personală. În săptămânile care urmează, îi întoarce spatele tovarășului șef al poliției, Beria. Semn pe care îl distingă kremlinologii, portretul lui Beria trece din rangul 4 în rangul 6 la ceremoniile din noiembrie, ceea ce nu e niciodată semn bun. Observatorii apreciază că Stalin coace ceva. În fapt, el era terorizat de ideea unui complot împotriva sa. În 15 ianuarie 1953, 15 personalități sunt arestate. Este vorba despre medici acuzați că i-ar fi prescris tratamente nocive. 9 sunt citați, iar printre aceștia 6 sunt evrei. Spectrul unui reviriment al antisemitismului funciar rus din vremea Imperiului se profilează în mințile unora. Stalin, care avea sensul formulei, numește operațiunea complotul bluzelor albe, ușor de identificat și de reținut de către mulțime. În 28 februarie, Stalin reunește în biroul său 25 de membri care înlocuiesc fostul politbiro de 12 membri, judecat prea puțin fiabil, și aici, în aceste circumstanțe, ar fi avut loc accidentul fatal, cel care îl va costa viața. Chiar și azi însă, circumstanțele morții sale rămân nebuloase. Kremlinul, ca și rezidența sa din Kuntsevo, au fost întotdeauna sub o șapă de plumb. Nimic nu răzbătea spre exterior despre ceea ce se întâmpla acolo cu adevărat. În absența unor probe concrete, care vor apărea poate într-o zi, trebuie să ne bazăm pe mărturiile celor care au fost de față și care, o surpriză, nu concordă. Prima mărturie este cea a lui Beria, un pur produs stalinist, cu o aparență neplăcută, corpulent și deformat. Este unul dintre cei mai periculoși opozanți din umbra dictatorului, iar opozanții săi sunt din ce în ce mai numeroși.
Beria a redactat un memoriu destul de sinistru pe care l-a trimis foștilor aliați din timpul celui de-al doilea război mondial prin intermediul unora dintre țările satelit, cu recomandarea de a nu deschide curierul decât după moartea sa. Or, Beria va fi eliminat destul de repede de camarazii săi succesori încă din vara anului 1953. Așadar, avem versiunea sa despre ce s-a întâmplat destul de repede. Beria îl acuză pe Molotov, celebrul ministru de externe care semnase pactul cu Ribbentrop și el un produs al stalinismului. În mare, Beria spune că Kaganovici, fostul cumnat al lui Stalin, evreu, cere în seara fatală o anchetă asupra acestui așa zis complot al bluzelor albe. Cererea sa este susținută de alți membri ai biroului și asta îl aruncă pe Stalin într-o furie teribilă. Se înroșește sfeclă și cere să se retragă câteva minute cu Malenkov și Beria. Ar fi băut înainte un pahar de coniac, servit de Molotov, iar Stalin susține că băutura a fost otrăvită pentru că în dulapul în care se afla sticla de coniac exista și o sticlă cu otravă. Doar că în încăperea lăturată, restul biroului ascultă conversația. Microfoane cu sânsără plasate peste tot, evident la ordinul lui Stalin. Versiunea este totuși ciudată și cei care vor citi memoriul lui Beria, încă din vara lui 1953, se întreabă dacă Stalin ar fi băut acel coniac știind că vine din dulapul în care se afla și o travă. Ar fi vorbit direct acuzând unii membri ai prezidiului știind că există acele microfoane și că deci poate fi auzit. În plus, rapoartele medicale sunt formale și anume moartea lui Stalin ar fi fost un accident vascular cerebral care a degenerat în insuficiență respiratorie, un caz destul de clasic. 16 medici reputați, între care 7 membri ai Academiei de Medicină și 5 profesori cu o competență incontestabilă, au acreditat această idee a accidentului cerebral. A doua mărturie aparține altui membru al prezidiului, Ponomarenko, prezent în biroul lui Stalin în 28 februarie și care va fi mai târziu ambasador la Varșovia. În 1957, va face revelații în fața unor jurnaliști polonezi pentru a-l disculpa pe faimosul Molotov. Iată ce spune această a doua mărturie. Stalin ar fi venit la reuniune fără secretarul său personal și ar fi citit cele 4 decrete pe care le pregătise, anunțând că e gata să deporteze masiv populații evrești în Siberia. Acesta este momentul în care Kaganovici s-ar fi revoltat, împreună cu alți câțiva membri ai biroului, între care și Molotov, care cer cuvântul pentru o discuție asupra presupusului complot al bluzelor albe. E o veritabilă rebeliune și Stalin ar fi avut, să zicem, o apoplexie, iar în cădere s-ar fi lovit cu frunta de masă. Aceasta ar fi originea morții lui Stalin. Este versiunea pe care un alt membru al biroului o va da mai târziu la Paris lui Jean-Paul Sartre. Ea pare veridică, dar este mai ales o versiune menită pentru export, care să-i disculpe pe noi stăpâni de la Kremlin. Am putea rămâne aici și conchide că Stalin a murit de furie, doar că există o a treia versiune a lui Nikita Hrușciov și este versiunea care a fost acceptată drept adevăr oficial. A povestit-o ceva mai târziu ambasadorului american la Moscova și apoi unui diplomat francez. Iată ce povestește Hrușciov. A existat o mare recepție la Kuntsevo în seara aceea, la care Stalin ar fi băut, după care toată lumea a plecat și nu se mai aude nimic despre Stalin timp de câteva zile. Hrușciov spune că vor rămâne doar 4 și nici măcar nu-și amintește despre ce au vorbit cu precizie, după care au plecat și ei, iar Stalin s-a dus cu minte la culcare. Peste noapte ar fi făcut un atac cerebral. Precedentele versiuni, ne amintim, vorbeau despre scandalul din biroul lui Stalin din cauza deportării evreilor. Ori, istoricul Dimitri Cazalin nu crede deloc în această presupusă deportare. Textul privind deportarea a fost scris de către un secretar, însă proiectul nu a fost niciodată aprobat. Versiunea lui Hrușciov a fost luată multă vreme de bună, dar îndoieli există și asupra ei, căci încearcă să-l scoată pe Stalin și Beria drept singurii diavoli
în timp ce restul, adică el însuși între alții, ar fi fost niște miei, observă Fedorovski, consilierul diplomatic al lui Gorbaciov. El spune că l-ar fi intervievat pe Molotov, care i-a relatat că în timp ce sepiul lui Stalin avansa prin Piața Roșie, precedat de cei mai fideli dintre fideli, Beria i-ar fi spus lui Molotov câteva cuvinte enigmatice. Eu l-am lichidat pe tiran. Există un blackout în seara zilei de 28 februarie și momentul în care Stalin este descoperit mort. Vă povesteam la începutul episodului că nu se știa niciodată în ce cameră se va duce la culcare, iar comunicarea se făcea doar la apelul lui Stalin. Or, a doua zi, niciun semn de la el. Captorii instalați în cameră nu detectează nicio mișcare. Nimeni nu îndrăznește să forțeze intrarea, ar fi fost moarte asigurată. Abia în cursul nopții următoare, pe la 22:30, garda sa apropiată îndrăznește să forțeze intrarea. Stalin zăcea pe podea, în pijama, în propria sa urină, de cine știe când, încuiat pe dinăuntru de teama unui asasinat. Am putea spune că, până la urmă, Stalin a murit de frică. În condiții normale, ar fi putut fi, cine știe, salvat. Am să vă citesc pentru acest episod două lucrări de referință. Stalin, 1878-1953, Minciuni și Miraj, de Jean-Jacques Marie, specialist al acestei epoci, și Stalin și timpul său, semnat Dimitri Cazali și Antoine Auger, dar și lucrările lui Vladimir Fedorovski, diplomat și scriitor rus stabilit la Paris. Dacă acest episod v-a plăcut, puteți să-l partajați, să le vorbiți prietenilor voștri și să vă abonați cu un simplu click pe clopoțel. Nu vă costă nimic și veți fi avertizați când un nou episod va fi publicat. Un click pe degețelul albastru mi-arată că ceea ce v-am povestit vi s-a părut interesant și asta e întotdeauna încurajator. Dacă doriți să dezvolt anumite subiecte, puteți să-mi scrieți în comentarii.